să fie un pretext să vă explic cum am scris această carte. Și totuși o fac. Deci vreau să vă vorbesc de un mare ziarist buzoian, Pamfil Șeicaru. Pe ora ți-ați auzit. Numai că, spre deosebire de noi, el a fost erou în primul război mondial. Deci, el întâi a luptat în prima linie a frontului, chiar la Mărășești a luptat, după care s-a făcut ziarist. Vă dați seama că în condițiile astea un ziarist, să o zicem pe românește, n-are mamă, n-are tată. Deci, și riscă chiar și viața pentru o idee. Eternitate se leagă un pic de Platon, nu știu, dar ați auzit de Academia lui Platon, de filozofie elenistică. Titlul rămâne, nu știu dacă și conținutul. 5 cărți, la Buzău în 1990 a fost bătut Ion Raciu, candidat la președinția României, venit din Anglia. Ei trebuie să le cunoașteți, că totuși Corneliu Coposu provenea dintr-o familie de ardeleni care au făcut pușcărie la, la Budapesta, 8 ani de presă scrisă, aveam în minte conceptul a 5-6 cărți. Se apropia Crăciunul anului 1999, iar soția mea mi-a zis că vrea să facă curat în camera mea și că mi-aruncă tot. M-a amenințat că mi-aruncă toate manuscrisele. M-am speriat și am zis, n-ar fi mai bine să le adun într-o carte. Lui Protopop a murit la o săptămână după ce s-a întors din temnița de la Budapesta. Și la rândul lui, în loc aceasta, ia masa, cina chiar cu seniorul Coposu. Eu am avut șansa aceasta, am plecat întâmplător. N-a avut cine să se ducă la București și m-au trimis pe mine. M-am găsit o atmosferă foarte caldă de familie și a zis, da, ce bine ar fi fost să luăm și noi un interviu două seniorului Coposu. Apoi, ca să trecem de la politică, așa am scris și despre tată, se numește Ananda Marga. Iar o experiență interesantă. Secta vine din India. În India, orice guru, maestru, guru se numește, vrea să întemeieze o religie, o face în două săptămâni. Are o doctrină și... Ei, acest guru indian a reușit să fugă din India și a ajuns în Europa, mai exact în Elveția. Și pe lângă partea teoretică are și o parte practică. Deci nu să vorbești despre un Dumnezeu de sus, ci pur și simplu să aplici în practică, să ajungi semeni. Și această sectă a ajuns la Pănătău. Numai că, prin mijloace mai puțin ortodoxe, a început să racoleze copii, de la casele de copii, în special orfani. După ani, noi am scris foarte dur la adresa lor, mai ales că primeam informații că au avut o atitudine teroristă în India. Deci în momentul în când guvernul indian i-a interzis, au început să pună bombe în cutiile poștale ale demnitarilor. Inclusiv la ambasadele din străinătate. Și lucrul ăsta, bineînțeles, nu l-a sesizat SRI-ul, ca să fim clar, și chiar ne-au trimis și o documentație foarte solidă. Și v-am zis, timp de 2-3 ani m-am ocupat de subiectul ăsta, ei mi-au promis că mă dau în judecată. De fapt, ce greșisem? Că nu greșisem decât un singur lucru. Am scris că cei din sectă au un regim vegetarian. Și ei au trimis repede un drept la replică și au spus, dom'le, noi nu suntem vegetarieni, noi suntem lacto-vegetarieni. Pentru asta veți plăti. A pierdut postul. Și mă gândeam că o să pățesc la fel. Numai că eu la Buzău am găsit o altă atmosferă. Și colegii mei... Deci, problema lor era că aduceau din Elveția, sediul lor este în Elveția, oameni cu bani care le sponsorizau acțiunile. Și v-am zis, n-au mai racolat copii din sat, că tendința lor a fost să adune din sat. Au recurs la metode legale de a-și aduce copii. E foarte bine că adună orfanii din țară, dar problema e ce fac după. E o chestie care încă nu s-a rezolvat.